Cel mai valoros atacant al Stelei în anii 90 are un urmaș la Steaua. Un nou Adrian Ilie vrea să scrie istorie în Ghencea, chiar dacă evoluează pe un post diferit de cel al Cobrei. Adi, cum ai început fotbalul și la ce vârstă? Am început fotbalul la vârsta de 7 ani, la Sport Studențesc. Mama m-a dus și de acolo a început totul. Daniel Oprița i-a schimbat postul în echipă tânărului jucător și își pune mari speranțe în el pentru sezoanele următoare. Anul trecut jucai mai mult pe postul de mijlocaș, acum Daniel Oprița te folosește fundaș stânga. Pe această cale îi mulțumesc pentru că am avut foarte multe meciuri în care am jucat bine, multe minte prinse și acum încerc să-mi fac treaba cât mai bine acolo. În vârstă de 20 de ani, Adrian Ilie a avut evoluții apreciate la Steaua în cele 5 meciuri amicale ale iernii. Avem echipă de cel puțin Liga a doua, iar echipele cu care am jucat, ați văzut, 5-1, 3-4, Turis, la fel am câștigat. Vă era dor de meciurile oficiale? Normal că ne era dor. Mai avem un retur și jucăm barajul sau jucăm play-off-ul. Abia așa să provăm și totul, de acolo va fi totul perfect. Tânărul Adrian Ilie nu se desparte în timpul meciurilor de oamenii dragi din familie. Acesta are pe apărători poză cu mama și fratele lui. Mama și fratele meu. Ei sunt mereu lângă mine și îmi poartă noroc de fiecare dată. Da, am un nume. E mai greu, normal, pentru că el a fost un jucător fantastic și eu sper să-i prind măcar jumate din ce a făcut el să fac și eu. Normal, pe posturi diferite, dar sperăm. Unde ți-ar plăcea să ajungi să joci? Cu Steaua în Liga 1 și după vedem. După oriunde. Dar momentan aștept să promovăm în fiecare an Liga 3, Liga 2, Liga 1. Să nu ne aruncăm să spunem că abia să jucăm Liga 1. Aștept să jucăm în Liga 3, după Liga 2 și după Liga 1. Eu am modelul Ronaldo. Chiar dacă el joacă pe un post diferit cu mine, modelul meu este Ronaldo. Să ai 35 de ani și să arăți ca când ai avea 23, eu zic că este ceva incredibil. Meciul CSFC Dinamo Steaua va avea loc vineri de la ora 14 și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.